cum, frate, când noi vedeam pe vremuri, venea un episod din, nu știu, din dosarele X sau din ce știu eu ce, se oprea activitatea în România. Pe adică... vremea aia Dallas. Dallas, exact. Dumnezeu, nu mai mișca românul, erau străzile pustii, adică... Și acum văd 40 de episoade într-o noapte. deci... Însuși... E un fenomen al libertății? După? Da, e un fenomen al libertății, dar în același timp e și o degradare posibilă, pentru că, cum să spun eu, oamenii ăia încă fac lucruri extraordinare, seriale, interesante, dar poți să dai și tâmpenii, pentru că tot aia, e, adică când vezi 40 de episoade într-o noapte, nici nu mai contează la ce te uiți. Mai adori, mai te trezești, mai... Mănânci, mai știu eu. Exact acolo suntem. Ce răspunzi la zicerea asta? Facem un exercițiu de imaginație. Ți se spune așa. Domnul Darie, am la dispoziție sute de ore de seriale foarte bine făcute. Atât de bine făcute că le cred. Da. Mă captivează. Da. Cum pot să mai cred un spectacol de teatru? E teatral, domne. Nu mi se mai pare credibil. Nu seamănă cu alea pe care le văd eu. Da. Aici eu. o invitație pe care o adresez. Teatrul înseamnă energie. Această energie nu se poate simți decât într-un spectacol pe viu. Pot să mă uit la 100 de mii de episoade cu cele mai formidabile efecte speciale. E un alt tip de percepție. Nu spun că e, eu sunt mare amator de film, de exemplu. Nu sunt un, un cinefil, un răit de meserie, dar altfel sunt un, un iubitor de film. Și e tot ești cu totul altceva, adică sunt alte mijloace, alte. Ori ideea de a intra în sală, cum zicea la un dat Peter Brook, uh, celebrul regizor britanic, un om care se urcă pe o ladă. Și zice niște lucruri, deja e teatru. Uh, revenirea asta la forma protestatară a teatrului, la forma de teatru serios, cum spuneam înainte, poate să ofere, și aici asta, în asta constă invitația publicului, șansa să, să trăiască această energie a actorilor și aici dăm voie să fac o paranteză în sensul în care am lucrat cu o echipă extraordinară. În primul rând, e un spectacol care e dedicat prietenului nostru, care nu mai e, Adrian Enescu, și colegului nostru Claudiu Stănescu, care ne-au părăsit între timp. Doi, am avut o echipă de creație, să spun așa, principală în scenograful Octavian Neculai, care face un lucru... Decor absolut fascinant. Fascinant. Acest tânăr compozitor care a fost ucenicul lui Enescu și care a învățat foarte multe și pe căruia Enescu i-a lăsat această moștenire. Cristian Lolea. Sigur, poeții de la efecte speciale, pentru că iată, cel puțin prima parte a lui Coriolan vorbește ca un film într-un fel, adică lucrurile sunt similare. Și bineînțeles, bineînțeles actorii. Și aici sunt foarte puține excepții cu de fapt, nu există aceste excepții în spectacolul ăsta, după părerea mea. Vorbesc de Șerban Pavlu, care face un coriolan absolut credibil și exact atât cât trebuie să fie. Adică nu încearcă să știi cum ar încerca orice actor de anumită zonă ca Bortină să ia rolul, să-l facă al lui în sensul ăsta nu face acest lucru uh, un cuplu excepțional uh, și vorbim de Ionel Mihailescu și de Georgie, da. Gheorghe Ifrim și terminând cu uh, această echipă extraordinară de de Tineri actori, care sunt vă 60 la număr și care reprezintă toate aceste... Și sigur, trebuie pomenit și aici și Constantin Dojoiu care joacă Ofidiu și care este o nouă achiziție a Teatrului Bulandra un actor absolut remarcabil pe care l-am văzut într-un spectacol făcut de o tânără regizoare și l-am adus uh, la noi să facă asta. Bine, apropo de ce mă întrebai, mm -hmm. această energie a acestor oameni, 70 de oameni prezenți în scenă, nu poate fi redată de... adică cu aceleași mijloace de film. Mm -hmm. Hai să continuăm exercițiul ăsta da. de imaginație. Ești în situația în care stai de vorbă cu un tânăr absolut contemporan. Da. Uh, Departe orice intenție de a culpabiliza într-un fel tânărul ăsta. E un tânăr așa cum e lumea acum. Da. E cineva care are acces la internet, trăiește într-o anumită zonă a expresiei artistice, vede seriale. Pentru el, asta este lumea expresiei artistice. Da. Serialul pe care da. îl vede, ceea ce vede pe internet, să spunem că nu calcă des la teatru și vine și vede coreolan. Și da. îți spune așa. Hm. Domnul Darie, de ce e domne așa artificial? Ar întreba el. De ce nu e natural, așa cum știu eu naturalul, ce se întâmplă acolo la teatru? Adică, eu v-aș întreba ceva, ar zice el. De ce se duelează cu săbii dacă au și arme de foc în același timp? Da, foarte corectă observația. Pentru că, în primul rând, că soldații, dacă ești un pic informat, soldații, chiar. Chiar americani, în anumite situații de război, folosesc arme de acest gen, din diferite motive. În al doilea rând, e foarte discutabil în sensul pozitiv al cuvântului ideea asta de natural. Pentru că menirea teatrului nu este să fie natural sau artificial. Dar cum? E, menirea teatrului cred că este să fie adevărat din punct de vedere uh, mental, din punct de vedere filozofic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere al, al uh, uh, coeziunii și logicii unei povestiri. Dar folosește în mijloacele lui, în niciun caz. Nu încearcă și știm exemple catastrofale de regizori de film care s-au apucat să facă teatru și și-au prins urechile, și regizori de teatru care au încercat să facă film și iarăși au prins urechile. Pentru că sunt două meserii complet diferite. Mai există bine și rău în teatru acum, Ducu, Mai există valoare și non-valoare? Se mai face diferența între lucrurile astea? Diferența nu știu dacă se mai face. Există acest pericol susținut, din păcate, de un anume sistem și de o anume mentalitate. Poate o să avem o dată sau acum timp să vorbim. Și anume că, cum, cum am și spus, teatrul este un produs, un proiect eu nebunesc când aud, sunt într-un nou proiect, știi? Da. Adică, domnule, ești într-un spectacol, e cu totul și cu totul altceva. Nu e un proiect așa, un proiect. Adică, proiectezi ce proiectezi? <laughs> În care lucrurile vin pe bandă rulantă, dacă vin, dacă ai noroc, și în care spuneam, cum spuneam, există acest, așa zis, teatru independent, care de fapt nu este independent, pentru că tot depinde de un finanțator, de un teatru, cineva care are un teatru, e un teatru privat, deci, ca să fie foarte clar, această invazie a teatrului privat și invazia unor oameni către teatru privat, mă refer la profesioniști, vine și dintr-o, cum se spun eu, dintr-o necesitate uh, a traiului. Evident. Adică oamenii mor de foame și atunci li să uh, oferă niște lucruri și acceptă tot ce li se oferă, pentru că așa e... Și atunci teatru privat, așa cum îl numești tu, e în mod obligatoriu ceva prost? Nu e ob nu e obligatoriu, nu, Doamne ferește există spectacole remarcabile, dar uh, sau remarcabile, spectacole bune, mai că ele se pierd într-o mare de alte prostii. Uh, mă bucur că noi am descoperit stand-up comedy acum, adică după aproape 50 de ani. Uh, adică e o combinație de-asta, nici nu știi ce vezi în seara asta văd un stand-up, văd o piesulică, văd o capodoperă. În sine, lucrul ăsta nu este greșit. Dar pentru asta cred că noi, societatea, ar trebui să oferim tinerilor creatori condiții ceva mai uh, clare de a-și face meseria. A absolvă anual vreo 800 de actori, dacă poți să închipui, pan. Unde să se ducă ăștia? Ce să facă? Să ce? E foarte complicat. Și cei Pe care... de altă parte, e o altă formă a libertății. Corect. Fricu. Dar... Adică, a... în situația asta, nu reacționezi la fel, așa cum ai reacționat după 89, când ai spus, trebuie să ne reînvățăm meseria. Da. Acum nu e de reînvățat meseria. Uh, n -n... Da și nu, pentru că nu e vorba de meseria în sine, ci e vorba, frica mea este aceea reîntoarcerii din punctul ăsta de vedere la perioada interbelică, unde era teatru național, ca teatru de stat, da. teatru public, cum le numesc eu de fapt, nu de stat, teatru public și uh, o aglomerare extraordinară de teatre private unde jucau mari actori și unde se intra greu, dar era o tradiție, adică nu era o chestie improvizată care se naște de la zero acum. Eu sunt de acord că o parte din, sau multe din lucrurile care se practică în aceste așa zise... Proiecte, în aceste spectacole, da. sunt lucruri și lucruri foarte multe valoroase și importante. Um, diferența este în, um, pe de-o parte, ceea ce e peste tot, această permanentă criză de timp, care nu știu cui folosește, spectacole făcute în două, în trei săptămâni, da. care n-au n-au cum să fie decât așa printr-o întâmplare uh, importante și la teatru public există în anumite zone chiar și în București dar mai în puțin dar în anumite zone ale țării această disperare de a face premieră după premieră care după aceea nu se mai joacă se joacă de trei ori adevărat. hai să ne gândim la altceva în teatrul privat, așa cum spui, teatrul particular, teatrul independent. În teatrul ăsta există o anumită estetică a spectacolului. Spațiile sunt mai mici, se fac spectacole minimaliste, există un public pentru da, spectacolele astea, un public care iubește spectacolele, le apreciază. Pe de altă parte, în teatrul public, unde erai obișnuit, cu miracolul despre care tu vorbești foarte des, cu magia teatrului, cu imaginea teatrală cu cheltuiala de bani pentru a corect, produce magia corect, aia. Corect, corect. În momentul ăsta, salariile actorilor au crescut, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că aveau niște salarii și -a, mizerabile. A, și a tehnicienilor, care au și mai rău. Deci salariile au crescut, dar au scăzut banii pentru producerea Evident, miracolului. Da. Cum mai produci miracolul? Greu. Foarte greu. Și nu e vorba de mine neapărat, sau de noi, de Teatrul Bulandra, care, mă rog, am avut bugete foarte bune, de la foarte bune la normale, să zicem. Dar cu toate astea e greu, pentru că dotările trebuie tot timpul renoite, nu apar proiectoare noi, lumini noi, inteligente, care fac nu știu ce și care sunt foarte utile și așa mai departe și alte lucruri, sunt decoruri, sunt costume, ne invadează birocrația pe de altă parte și pe de altă, și a treia parte, dacă vrei, este această cum să spun eu, de fapt, nepăsare a societății, nu a neapărat a cuiva anume, față de cultură. Eu, eu, adică am auzit de nu știu câte ori cu mele această expresie, domedele și lor că să facă și ei. Da. Acolo replicitate de oameni care abar n n-au fost în viața vieților lor într-o sală de teatru, într-o sală de operă, vorbim de cheltuieli da. și acolo sunt lucruri. Dar noi vorbim chiar de lucrurile de bază, știi, Cătălin, pentru că englezul are o replică foarte, foarte haioasă. Zice, Dumnezeu, ce e la un teatru? Ce e singur loc unde poți să mergi de jur împrejur, să locolești, ăla e teatru. Ori noi în București avem două teatre, așa. Teatrul Național și Odeonul. Restul sunt niște partere de clădiri cu probleme, pe o lege tâmpită care ar trebui să dea posibilitatea autorităților să repare, să consolideze, dacă e cazul, niște lucruri. Nu să aștepte, nu știu ce, semnătura, nu știu cărui pensionar 40 de ani că ăla nu vrea să umble nimeni la clădire și, mai ales, ar trebui să avem clădiri noi. Nu avem teatre, nu avem o sală de concert pentru nivelul festivalului Enescu, nu avem o sală de sport, vorbesc de stadion, vorbesc de sală. Da. Nu avem foarte multe lucruri legate de asta. Nu avem o sală, de exemplu, de concerte rock, de concerte unde să faci un antold în București. Nu există. Și nu există nici șanse ca, deocamdată, să existe buget pentru așa ceva. Teren, buget, pentru că ar fi extraordinar dacă cu Uniunea Arhitecților din România, nu neapărat cu ajutorul cuiva din afară, să reușim să facem un con niște concursuri și să le și facem. Dar vorbim utopii, adică despre ce vorbim. Ducu, exista înainte uh, și cine ne vede acum s-ar putea să ne judece și să spună ăștia doi sunt doi nostalgici irecuperabili. Uh, spun de la bun început că nu e vorba despre așa ceva. Aș vrea să înțelegem cuvântul ăsta. Exista un soi de altfel, nu văd cum să-i spune, o formă de respect pentru felul în care se venea la teatru. Yeah. Era un respect pentru locul ăla. Nu știu să-l definesc. Poate reușești să-l definești tu. Nu mai există. Publicul vine mai descărcat azi la spectacolul de teatru, Așa e. Sau mai puțin încărcat. Așa e. Sau altfel încărcat. Așa e. Uh, vine mai relaxat. Nu merge la teatru, cât mai degrabă frecventează o sală unde se joacă ceva. De unde vine treaba asta? Eu cred că vine pe de-o parte din uh, tendința generalizată de superficializare uh -huh. a. A vieții noastre, ce cuvinte grele am ales. Avea. Da. Adică, suntem, suntem superficiali pentru că nu ne dăm seama că, de fapt, aceste câteva lucruri, când aud asta cu definesc o nație și nu știu mai ce fac, nu, domnule, nu definez nimica te îmbogățesc sufletește și devii mai educat. Chiar, chiar și văzând numai stand-up-uri de dimineață până da. seara, oricum ești mai educat decât, după această experiență, decât unul care n-a văzut decât manele sau a ascultat doar manele. Nu? Deci asta este un lucru foarte important pentru că și uneori lucruri foarte simple. De exemplu, un lucru pe care eu îl spun de mult, dar până acum eu am vorbit, eu am auzit. Dacă, de exemplu, transportul în comun, adică metrou, cu alte cuvinte, s-ar prelungi vinerea și sâmbăta după ora 3 sau 2 noaptea, da. viața culturală și de toate naturile a Bucureștiului, ar avea de câștigat enorm. Crezi? Da. Da, pentru că multă lume își face probleme că nu vin la teatru, că se termină târziu, sau a doua zi au nu știu ce de făcut, sau noi cu ce ajungem acasă, că stau în drumul taberei sau militar, sau nu știu pe unde. Ori o asemenea poveste ar rezolva. Sigur, în timp, nu de azi pe mâine, ar rezolva o problemă foarte importantă, ar crește turismul în zonă, turismul cultural, ar crește, că nu-i vorba numai de teatră aici, Vorbe și de operă și de concerte și de cluburi, nu? Deci să le da. ignorăm, nu? Du cum răspunzi în situația asta? Ți se spune așa, teatrul e o meserie ca oricare alta n are nimic, nici în plus, nici în minus. E o meserie ca oricare alta. Cum răspunzi? Păi invit pe cei care spun asta, unul dintre cetățeni, să urce pe scenă. Să vadă 40 de oameni, nu mai mulți, în sală și să vină cineva și să spună, hai domne, urcăte, te Ia, zile ceva. Să râdem sau să plângem, sau să ne mirăm, sau să ne emoționăm. E momentul ăla s-a terminat. Un medic o să spună... Jumate fug. Poftiți, domnul Daria și faceți noastră ce fac eu. Un tâmplar. De o să spună, poftiți, da. domnul Daria să faceți ce fac eu. Dar n-am zis că meseria noastră e peste celelalte, dar, dar nici de de, de sub. Adică... Noi suntem Templarii de suflete ai, ai e, omului. Ceea ce ne aduce la următoarea întrebare. <hânt> cum funcționezi? Cum reacționezi? Uh, cum te gândești? Și știi foarte bine lucrul ăsta. Sunt părinți care le spun și acum copiilor, care ar vrea să meargă să facă o facultate de actorie, să facă școala de actorie sau de regie, și li se spune, vezi de treaba ta. Ia e neserios. Serios, da. e, o, e o treabă neserioasă. Da. Pentru că lumea are o percepție, mă rog, această categorie de părinți au o percepție de acest tip. Dar asta nu-i nu de acum. Nu-i de acum. Asta Cum e... se poate demonta percepția asta? Păi, foarte simplu. În primul rând, dacă și. Cum spuneai, foarte bine, extraordinar că au crescut salariile, dar în momentul în care e, și actorul român sau regizorul român de teatru sau de film ar câștiga măcar un sfert din cât câștigă un actor sau cineva, sigur, unul care are noroc să fie invitat să joace, că sunt da. și mulți care cele mai interesante discuții când locuiam la New York, le aveam cu chelnerii, că toți erau foști, adică foști, toți erau actori, scenariști, scenografi și aveam și discuții cu ei extraordinare despre... dar n-aveau de lucru în momentul ăla, serveau la o masă. Deci acest tip de ceva serios față de teatru, cred că ține și de asta, pentru că ei zic, unii dacă ești avocat, sigur n-ai nicio treabă. Găsești de la tipi extraordinari cu bani cu care te pot face om, da. până la e, un nenorocit care și-l-am scoate și-l-am 100 de lei din buzunar că a furat o găină și să-l apere cineva sau. Nu, domne, acolo e treaba. E, nu e așa, pentru că cum să spun, lucrurile mari se fac cu lucruri simple. De exemplu, în Germania există o lege, lege, în loc să umblăm după alți cai verzi pe pereți, s-a făcut o lege în care se spune foarte clar așa, acea, acel grup teatral, cultural, care în patru ani își dovedește utilitatea la nivelul comunității locale și este non-profit, deci nu e un teatru privat în sensul da. de așa, are dreptul și obligația să fie subvenționat parțial. Deci atât Guvernul Federal cât și cel de land să ofere ceva Că le dă un birou, da? Le dă o sală, le dă un spațiu nenorocit, plin de murdărie și spune, luați-l voi. Și se apucă băieții freacă la el, îl fac teatru și oamenii au un suport, adică nu e în zadar. Problema la noi, apropo, și de acest neserios, este că astăzi ești, mâine nu ești trebuie să ai foarte mult noroc în meserie. Bine, asta e valabil oriunde, da. Așa -i. Da, trebuie să ai noroc. Ai spus de mai multe ori, și vreau să lămurești lucrul ăsta, să nu se creadă cine știe ce, ai spus așa. Cred în teatrul făcut cu sânge. Da. Ai spus într-o sumedenie de interviu da. lucrul ăsta. Da. Cum adică? Adică ceva care să te coste pe tine, cel care faci teatru, S cel care vine în fața actorilor și povestește ce vrea să facă, asta trebuie să te. să, spun, să aibă forța să te țină în viață și să însemne ceva. Asta înseamnă, după părerea mea, să te costă. Adică, așa cum sângele e un lucru prețios pe care îl poți dona sau îl poți arunca la canal, nu? La fel și aici această, uh, cum să spun eu, uh, extraordinară implicare. Adică, prin asta înțeleg că nu vii la teatru uh, să faci așa.